Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Și celor din morminte viață dăruindu-le. Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește. Toți luptătorii români din toate timpurile, din toate locurile, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu să așeze sufletele lor unde dreptii se odihnesc, că mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, certarea păcatelor lor, de la Hristos, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Încălcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai înrit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, eroi veterani, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate neveac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, eroi, martiri, veterani, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început, al Tău, Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, și viață.
ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevărat Dumnezeu nostru, Vecine prea curate, Maicii sale, ale Sfinților, Sfântiților și de tot rugaților apostoli, ale cuvioși Dumnezeu, Prodonor, Părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel viața bagații din mod, cele tuturor Sfinților și subitele adormiților, robele săi, eroii ostanții și jucătorii români din toate timpurile și din toate locurile, cei mutați de la noi, în cortul dreptul să-i așeze. Seama ce liniască, vrei să-i numere, și de noi liniască ca un bun, și de oameni iubitori. Pentru fericita dormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor tăi, eroi, ostași, români căzuți pe toate câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Cine fălu? Să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Slujba Parastasului pentru veteranii căzuți pe câmpurile de luptă, pentru apărarea și reîntregirea țării și a neamului românesc. Transmite binecuvântarea în al preasfințitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și urările de sănătate celor care sunt veterani și încă se mai află printre noi, făcând cinste poporului român. Ziua veteranilor a fost fixată în 1902 pentru cei care și-au pierdut viața sau integritatea corporală în războiul de independență și apoi în cele două războaie mondiale. Dar astăzi România are veterani de război și din teatrele operațiuni la care țara noastră este parte componentă. Și cu cinste și demnitate își respectă angajamentele asumate. Biserica, prin preoții și arhierei ei, la fiecare sfântă slujbă, pomenește atât autoritățile, respectiv cei care sunt la conducerea satului, orașului și a țării, cât și pe cei care și-au dat viața pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori și în alte lupte pentru poporul român. Anul 2017 este anul omagial închinat de Patriarhia Română, celor care au apărat Ortodoxia și neamul românesc
în timpul regimului totalitar, regimul comunist. De aceea cred că pe bună dreptate putem încadra și omagierea de astăzi în anul omagian 2017 declarat de Patriarhia Română. Vă binecuvântăm, așa cum am spus la început, cu binecuvântarea transmisă de înalt preasfințitul Ioachim, celor care și-au dat viața, le spunem veșnica lor pomenire și să vinească Dumnezeu în corturile dreților, iar veteranilor care mai sunt printre noi, purtându-și crucea cu demnitate și cu folos, le spunem urări de bine și sănătate într-un mulți ani. Să trăiți într-un mulți și binecuvântați ani. Părintele secretar, Sabin Foca, are cuvântul domnul Bujoveanu, președintele Asociației Veteranilor de Război Filiala la Roma. Domnule primar, onorat, dragoceni părinți, onorată armată și onorați cetățeni ai orașului Roman care participă la această adunare. Astăzi se sărbătorește în întreaga României ziua veteranilor de război. Ziua veteranilor de război a fost declarată de regele Carol I, a dat decret pe ce a declarat că ziua de 29 aprilie este ziua veteranilor în anul 1892, după războiul de independență din 1877. În acest timp, de atunci, din 1877, când românii au obținut independența față de turci, și până astăzi sărbătorim ziua veteranilor. Dar pentru că ziua veteranilor este sâmbătă în mai, a dat circulară Ministerul Apărării și a spus să sărbătorim azi, 28 aprilie 2017. A scos în evidență câteva crâmpeie din luptele românilor. În 1877 era războiul ruso-turc și turcii prăpădeau armata rusă, încât ducele Nicolae a trimis telegramă regele Carol I, trec Dunărea pe unde voiesc, că turcii ne prăpădesc. A trecut armata prin pod de bază Dunărea, a trecut în Bulgaria și a luat parte la lupte. Regele Carol I a fost numit comandantul tuturor trupilor și românii au câștigat acele trei redute. Cine erau aceste trei redute? Erau pe niște dealuri, reduta Plevna, reduta Smurdan și ceilalte redute, Grivița. Românii, am văzut la televizor cum armata românii noaptea s-a urcat cu scările pe aceste dealuri prin spate și a luat ostate și toți turcii care erau pe acolo, încât generalul turc și Lamborza a predat steagul turcilor și în mâinile colonelului nostru Cerchez, steagul turcilor se găsește la Muzeul Național la București. Deci, noi prin acest război am câștigat independența României, am câștigat Dobrogea. Dobrogea o mai fost a noastră, dar era sub suzeranitate turcească și prin tratatul de la Berlin, în urma războiului de independență, am câștigat Dobrogea și am alipit-o la țara noastră. A venit primul război mondial, unde armata noastră a luptat și a apărat țara noastră. Idealul românilor a fost întregim Ardealul, Transilvania, Banatul. Am sărbătorit astă vară, 26 august,
intrarea României în război. Am sărbătorit 100 de ani. În urma acestui război, noi am câștigat prin tratatele de pace tot Ardealul care l-am unit la România, Banatul, Crișana, Maramureșul. Și adunarea a fost la 1 decembrie 1918. Acest, noi ne-am întregit și am câștigat, am întregit românii, am făcut România mare, am câștigat. Românii au luptat la Mărășești, la Târgu Ocna, s-a lăsat lozinca pe aici, nu se trece, și a luptat la, la Mărășești, Târgu Ocna, sub comanda generalelor Alexandru Averescu, Ieremia Grigorescu. La Mărășești a căzut și sub locotenentie Caterina Teodoroiu, care a luptat în 1916 pe Valea Jiului și acum a ajuns și a luptat la Mărășești în 1917. A căzut erou viața fată Ecaterina Teodoroiu. Capitanul Ignat a căzut la Mărășești cu toată compania lui. Au căzut alți ostași frat la Mărășești, încât nemții n-au putut trece și au autogare, nici de la Târgu Ocna n-au putut trece și s-a încheiat războiul, s-a încheiat pacea și noi am întregit România cu Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul. A venit iar al doilea război mondial, iar a luptat veteranii, a luptat și răsărit. A luptat și n-a pus, așa a fost soarta țării noastre, încât am obținut din nou, în urma acestui al doilea război mondial, am obținut din nou Ardealul din Nord. În Ardealul din Nord a luptat și divizia Tudor Vladimirescu, cea mai grele lupte le-a dat la Oarba de Mureș, încât din divizia Tudor Vladimirescu, am văzut scris, a căzut aproape 300 de militari. Divizia Tudor Vladimirescu a luptat de urmă la eliberarea Clujului, eliberarea orașului Oradea, orașul de Grețin. Amintesc aici bravele lupte ținute de români în munții Tatra. Generalul nostru, care în Roman aici a luptat până la portele Vienii. Petrescu Virgil, are 98 de ani, a ajuns cu brigada lui motorizată de la Pitești, a ajuns la portele Vienii. Și noi am obținut iarăși Ardealul din Nord și așa mai departe. Dacă nu erau veterani și dacă nu luptau în aceste războaie pentru întregirea neamului, este de felicitat armata română pentru aceste trei războaie, dar este de felicitat și populația românească care timp de 600 de ani, tocmai de la 1300, a reușit să păstreze limba română, da, limba dacă romană, a reușit să păstreze morala creștină, a reușit să păstreze identitatea poporului român. Și veteranii întotdeauna au fost stimați. După primul război mondial, au fost împroprietăriți aproape toți cu teren agricol, aproape toți militarii care au luptat pe front. Și după al doilea război mondial, și aici în Roma, veteranii au primit câte 500 de metri pătrați acolo pe strada Primăverii. Întotdeauna veteranii au fost stimați și merită ca să sărbătorim o zi a veteranilor de război. Vă mulțumesc! Primarul municipiului Roman, domnul Vigurcean Micu.
Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Dragi seniori, și vă spun așa, nu doar datorită experienței maturității dumneavoastră, ci în primul rând datorită excepționalilor virtus pe care le-ați cultivat de-a lungul vieții. Patrie, neam, stean, onoare, nu sunt doar câteva cuvinte. Sunt valori care ne reprezintă pe noi ca și români, oriunde ne-am aflat. Mă închin cu profund respect în fața dumneavoastră, din profundă admirație pentru sacrificiul pe care l-ați făcut dumneavoastră în anii tinereții, vârstă la care poate mulți tineri se gândesc să se regăsească, să-și facă un drum, un drum lin, iar singurele greutăți să fie cele determinate de alegerile pe care le facem. În acei ani, dumneavoastră ați ales să apărați patria, neamul, steagul și onoarea. Poate că societatea nu a făcut prea mult pentru dumneavoastră, dar în același timp, nicio satisfacție materială nu cred că poate acoperi ororile pe care le-ați întâlnit dumneavoastră. Șocul frontului, pierderea prietenilor, camaradilor, a rudelor. Sunt convins însă că aici, la Roman, aveți parte de tot respectul nostru. Și vreau ca împreună să găsim cele mai bune soluții, astfel încât să vă fie bine. Să puteți să vă bucurați în liniște, alături de copii și de nepoți, cărora să le transmiteți toate virtuțele pe care le-ați avut de-a lungul vieții. Astăzi nu sunt prezente unitățile de învățământ, însă aș vrea să fac un apel la directorii unităților de învățământ de Roman să le lansez o provocare. În cadrul și în seriile școlilor pe care le coordonează, să organizeze, nu știu, în cadrul orelor de diligenție, în cadrul orelor de educație civică, cele opționale, să organizeze aceste întâlniri între elevi și veterani, să le asculte poveștile, să le arate exemplele și pildele, să le arătăm aceste experiențe vii. Pe lângă programa școlară, eu cred că istoria poate fi învățată și de la dumneavoastră. Și aceasta este istoria trăită, istoria adevărată. La mulți ani, dragi veterani! Mulțumim pentru cuvintele spuselor de către domnul primar. Urmează ceremonialul de depunere de jerfă și coroană de flori. Se depune coroana de flori din partea Ioanei Romanii.
care vă asociere fiecare lor în mântare în rezervă și mântare de o filială la Roma. Thank you.